Mai contează. Da. Eu zic să te pui acolo pe scară. Da. Eu zic să mă duc acasă. Eu zic să te pui acolo sus. Eu zic să te pui pe canapea cu o pernă pe față să zică lumea că plângi. Nu le strica lor cadru. Uite ce faci asta. În fate, s-o dă nispărută și se facă Anthony Grish. Ba, unde e Vlada? Și mie nu vine să cred. Acum câteva zile erau... Gen, nu vorbeau unul cu altul. Adică vorbeau, dar mie nu mi se pare foarte afectată. După o dispărțire, ești altfel. Dacă chiar ai ținut foarte mult la persoana aia. Da, dar poate nu vrei să arăți. Când... Și aici în casă, poate de multe ori îți ascunzi. O, ideea e că atunci când te consumi foarte mult la hotel... Când te consumi foarte mult la hotel... Aici parcă când retrăiești... Da, dar e recentă treaba, adică... Mă, eu știu că eu oricum sunt în bulgărie, adică la mine eu plâng oriunde. Dar parcă noapte așa când dormi... Ea, știți că e faza, ea are impresia... Da, dacă spune, nu, înainte de somn. Ea chiar dacă spune că a trecut peste și că este singură, ea oricum în mintea ei crede că ei sunt bine și o să se împace mai devreme sau mai târziu. Păi cum că ea, adică nu, eu nu m-aș împăca niciodată cu un bărbat care mi-aș spune ce a spus Anthony. Da, crede-mă că aici nu se mai pupă ce. Femeia așa nu m-a făcut pe mine nimeni. Nimeni. Dar nu i-a zis Cosmin. Că-i femeie. Dar și Cosmin nu și-a asumat să fie cu tine și tu mergi și lumelești și... Vai, Doamne, ce empatizez cu el. Mai ții minte când eu ți-am zis treaba asta? Mi și-a bătut joc de tine, mama, și mi-ai sărit în cap și te-ai certat cu mine că nu mi-a făcut nimic. Ai vrut să mă cu Mihaela, iar încerc să nu mai aud. Alo? Că dacă nu e singurul lucru pe care știe și ea să-l zică, la moment, așa. Alo? E singurul. Pronto. Vezi că iar încep cu... Buongiorno. Cu tot bine? Tot tu mă ataci, dar vezi că eu nu te bag în seamă și că vorbesc aici cu ele două, nici măcar nu mă întorc spre tine și tu vii să-mi zici că de parcă vorbeam de tine, de parcă vorbeam de Robert, de parcă vorbeam de Anthony și Vlad, dar nu ți-am înțeles intervenția, îmi pare rău. A murit. Și cum îmi pare rău. Uiți la mine. Păi că nu, asta chiar n-am nu am un dialog cu tine ca să mă uit la tine. Mă uit la Cristina, că vorbeam cu Cristina de Anthony și de Vlada, subliniez. Mă uitam la Catinca, că vorbeam de Anthony și de Vlada. Nu știu care e mai invizibilă de aici. Atât am zis. Și am pus punct. Bă, Mihaela, dar și tu le dai urât, frate. Și pe aceea zici că, vai, dar ce au fetele cu mine, că nu mă suportă nimeni. Dar și tu le dai urmă. Eu mă abțin, sincer chiar mă abțin să mai zic ceva. Nu mă interesează părerea ta, Mihaela. Dacă tu mă vezi invizibil, află că chiar nu sunt. Păi cum tu spui că ai aici o discuție, dar că-s la masă, adică n-am voie să zic nimic. Am zis, mai ce-am zis? Colectiv? Măi, Catinca, Cristina, ce-am zis? Ce cuvinte ne-ai ieșit la gură? De Anthony și Vlada și... Nu. Vorbeam cu voi. Raza mea de vedere sunteți voi. Mamă, Doamne. Nu-i Mihaela, că trebuie să mă întorc. Nu, no, până nu te mai uita la mine. Doamne, ferește! Ce s-a întâmplat? Nu mai zic nimic, că după aia tot eu sunt aia care atacă, tot și eu sunt aia care jignește, tot, dar e ok, eu sunt invizibilă. E bine. Dar tu nu ai învățat până acum? Măi, dar nu, adică... Dar stai un pic, revinu-ți la realitate, Giulia. Tu da, când erai tăios cu Bianca, când o luai în balon și pe Bianca și o mai luai și pe Cristina, e normal că le percepea prost, pentru că nu se aștepta din gura pentru ta că și ea, de chestii din astea. Pentru că și ea, Cristina, mi-a recunoscut la rândul ei că poate bate un pic în dreptate în ceea ce privește pe Bianca sa fetelor acolo. Că i-am zis, uite, acum e finalul competiției. Toate hop, 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 ușor, ușor și tu ai rămas acolo. Vezi, da. La final, ce-ți spuneam eu ție înainte? Da, dacă da, tu da, mai da, fi ascultat un pic, sau poate dacă modul meu de exprimare era un pic diferit, acum poate era un pic altul rezultatul. Ei, și acum ea, că a venit cu gândurile astea mai bune, măcar să plecăm bine. Da. Înțelegi, să fie bine. Față că o fi ceva cu parcurs, nu știm. Și care era situația dintre voi, eu când v-am văzut așa, porniți unul pe altul și cum e situația acum, e diferență totală, frate. Adică astăzi am simțit pe conexiune că se uită cu drag la tine și cu îți transmitea drag și prin privire și prin tot și tu la fel erai mai zâmbăret. Bă, parcă nu mai era nimeni pornit pe voi, că ai văzut că nici Robert n-a mai zis nimic. A tăcut din gură, nu ți-a mai zis, bă, falsule, că o omor, că ai omorât. Știi ce zic? Dar acum a văzut și el că, bă, parcă s-a aprins scânteaia ce se stinseseră dintre voi și îți urez mersi mult de tu. Doamne, ajută-mi! A fost totul cu un scop și tu te-ai întâlnit. Ești ar prietenul meu? Da, frate. Dar nu știu, să vedem dacă îți dau vot în finală. Nu știu. Bună, ce faci? Permis de astea?
Poftă bună. Ce v-a lăsat? Bine. Bine. Dă-mi și mie lingurile. Chiar îmi faci poftă că mănânci. Du-te, hai. Nu? Sunt pofticios, da, dar nu mi-e foame. La el, da. Ia uite, mă, ce se pupă ăștia. Păi singurul care îmi face și mie. Aia era problema. Deci de fratele meu, ne perde. Dacă îți făcea Robert? Da, și lui făceam. Da? Ți-ar place să vin sezonul 3? Eu să vină, da. Nu știu. Te rămâne de văzut. De ce plusați? Sunt o gagică singură. Gagică! Hello! Hey, gagica, eu ai lovit-o din cap. Hey, gagică, șmecheniță. Poți să... Rămâne de văzut, nu zic nici da, nici nu. Este o gagică singură, frumoasă, deșteaptă, stilată. Și nu m-ați băgat în seamă niciunul. Azi. Eu am vrut să vezi. Tu mă crezi că eram cu Cristina, dansam cu ea și zic, tu bă... Tu mai ales? Și-am vrut, da. Dar am zis mai am vrut și, bă, tu știi ce? Când s-a terminat, eu puteam să jur că tu ai înțeles prost că n-am venit niciunul să dați acel punct. Băi, eu cel puțin zic, băi, eu sunt rău să cred nu, că... Nu, am înțeles auzi? Că aveți gagici de față. Mi-a părut rău. Și când mă gândesc... Eu ce gagici am? Și când mă gândesc... Tu ești gelasă? Depinde. Păi tu nu vezi depinde. Că... Depinde. E un dans normal. Ei, stai puțin, sunt în stare să-i rup capul dacă... Aoleu. Dar... Nu, dar nu simt că te-a greșit. Dacă e totul ceva normal, da. Nu am nimic. Doamne, ferește, dar... Patrick, să eu când interacționez normal cu fetei, doamne. Nu, mă, eu veneam 100%, dar erai cu doamna Andreea. Am văzut în vreo 2-3 momente în care erai singură, dar noi eram acolo, era Iure și eu cu nebunul ăsta de Radu, ce-a fost pe acolo. Îți dai seama că nu m-am gândit să vin, să trec pe acolo, să vin la tine. Și am rămas un cuplu. Păi din nou cuplu. Dar voi ați fost primul cuplu, parcă. Sau nu, Nona cu Patrick. Nu? Și apoi ați urmat voi? Da. Sau? Nu știu. Nici n-am fost atentă la ei, să știu. Dar cred că a fost înaintea noastră, cum? Julie, ce te-ai înervat așa? Ce ai? Nu mai zici nimic? Nu mai zic rata. Cine te-a supărat așa? Nimeni. Ba da, ce s-a întâmplat? Mic. Vreau să mai dau cadre și materiale și subiect. Mă potolesc. Te las eu de la mine. Ce? Te las eu de la mine. Dar ce s-a întâmplat? De ce? Nu știu. Încă sunteți acolo? M-a întrebat Vlad acum. Dar stătea, de ce nu zicea nimic? Că asta nu-i Giulia. Care o cunosc. Ce ai? Uf, uf, care schimb. Dacă nici măcar nu mai vorbim aceeași limbă. Dar e cel mai aproape de ceea ce eu îmi doresc. Da, păi da. Cel, da, cine? Și ce era să spun? Cine? Era să zic a, tu? De mine vorbiți. Am crezut că de Anto. Opa, scuze. Am crezut că de Anto. Păi ce să fac, iartă-mă acum, n-am. Bine, nu după dacă vorbe. Știam că o să zice la mișto și ce mi-ai spus, nu mai... Dar nu mi-aleg mereu bine cuvintele. Spuneam Radu mai bine. Nu mi-aleg bine cuvintele mereu, Larisa. Eu nu sunt... Știi, când mă simți că nu sunt miștocar să fac din astea urâte. Ce? Mă simți miștocar? Păi tu vrei să vin să dansezi cu tine? E, ce să mai dansezi acum? Lasă-mă. Vreau să fac tatuaj. Ce tatuaj vrei să ne faci? Winning. Nu știu dacă m-a întrebat așa doamna, le zic, bă, na. Nu cred că... Nu știu cum, adică nu vreau să dau impresia că, vai, cât de sigură pe mine sunt, că nu o să plec și una alta. Dar cum suntem deja la sfârșit, adică în momentul în care tu ești lider, eu cumva sunt liniștită, că gen o săptămână de liniște și după aia fie ce-o fi, gen după aia rămâne doar o săptămână, înțelegi, care nu sunt multe zile, știi? Și asta, da. Chiar și dacă ar pleca, știi, aș pleca eu sau tu, asta n-ar schimba nimica. Nu, no, eu o săptămână. Știi, câteva zile, da. Și de asta și zic că nu... Da, noi stăm aici și de mânuță. Mă stăm, adică stau gen liniștit. Aici. Liniștit, da, stau. Așa. Dar nu plecăm, noi ieșim de mânuță de aici. Da, tu vezi, adică eu, nu știu, am vrut să zic, că eu n-am făcut, adică, mare strategie. Ca tine, că te-a votat, n-ai prietena mea, dar oricum te apreciază pentru ce ești. Și fetele care te-au votat după între Cosmin și tine, te-au votat strict pentru, gen, pentru cum ești tu, nu pentru că am stat eu de să le rog. De altă părere. Deci da. Că au zis că și pe Alex l-ai făcut și pe toți, dar mi-ai făcut la fel. Păi, că am eu gusturi bune.
Și gen gusturi normale, sănătoase, de băieți buni, faini. E bine, dacă erau buni, nu erau fuști. Dar bine, s-au întâmplat chestii între timp care au adus niște nepotriviri. Și de asta nu mai suntem împreună, dar gen inițial mi s-au părut buni. Da, e ca băieți, tu ești, dar gen pentru tine. Foarte bine. Așa? Că nu-s. Nu mai aveam norocul ăsta. Ai, lasă. Auzi, dar tu te-ai fi băgat? Dacă eu eram în relație, să gen să mă cucerești? Băi, nu prea am fost genul să mă bag într-o relație. Dar dacă erai într-o cunoaștere, cred că m-aș fi băgat. Da? Gen, să nu ajungi la sentimente mari, să fiți dar așa. Dar cum mă cuceret? Nu știu. Nu știi? Eu nu prea asta așa, n-am fost la gen mare, mă, ce mare, ce cuceritor, să spun eu. Vezi, nu zicea, atunci vine ușor, pleacă ușor.